Salutare tuturor, numele meu este Alex și astăzi, după cum vedeți, am cumpărat pui. Am luat 27 de pui de carne, 10 prepelete și 14 cabiri. Toate acestea sunt cabiri. Am mâncat și puiul de porumbel aici, uitați ce mai s-a făcut. Dar acum trebuie să-l iau în casă să-i dau să mănânce. Am pus în cutia asta apă, mâncare. Să sting și un pic becul să-i vedeți mai bine. Am băgat un bec roșu care dă căldură pentru că este friguț afară. Eu aici țin într-o cameră, dar e ceva frig. Ia uitați. Sunt ăștia cabiri, sunt și gârlejați. Ia uitați. Am dat și specii de bibilică, foarte frumoși. Și mai sunt și așa, negărlăjați, sau gâtgolași, cum vreți să spuneți. Și așa sunt de carne, pui albi. Să facă foarte repede mizerie, pentru că sunt foarte mulți. Sunt 51 de pui, 52 mai este și cel de porumbel. Am luat acum pentru că duminica ar trebui să scoată de la prăjitoare și am să-i bag pe toți odată. O să fie cam mult, mai știți și vreo 20 de pui de la prăjitoare, dar vedem cum ne descurcăm. Ia uitați-l acesta, cabir, culoarea aceasta, are un gri așa pe el. Băgăm și becul înapoi. Prima oară luasem 20 de pui de carne și 10 bibilici, dar m-am gândit și am mai luat de la Groland ce a mai rămas. Am mai rămas 14 pui cabiri și 7 de carne și am luat pe toți. 10 cabiri o să-i dau lui bunicul meu. 10 pui cabiri și restul rămâne mie. Plus ce o să scot și de la incubator. Am pus și curca pe 20 de ou de găină. Acum vedem cât o îi scoate de acolo. Uitați, puișorul de porumbel a început să ciugule singur. Voi țin în cutia asta o săptămână și ceva. Și apoi eu să-i mut în cotetul de anul trecut, care l-am făcut anul trecut. Un cotetul special pentru pui, maternitate, ca să zic așa. Maternitate pentru pui. Nu o să-i țin mult aici pentru că n-am cum. O să crească și nu o să mai aibă loc. Foarte frumoși. Cam acesta ar fi videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe, share-ați și pe și lăsați cu mine, papa. Pa.